Un miting organizat de PNL în centrul municipiului Târgu Jiu, în paralel cu dezbaterea moțiunii de cenzură în Parlament împotriva guvernului Ponta, a adunat aproximativ 200 din cei 500 de liberali anunțați. Liderii PNL spun că acțiunea a fost una de solidarizare cu românii jigniți de membrii guvernului Ponta. În România, statul de drept trebuie să funcționeze. Victor Ponta, chiar dacă se crede atotputernic, trebuie să respecte hotărâri definitive ale instanțelor din țară care îl obligă să organizeze alegeri și dânsul, făcând exces de putere și abuz, nu pune în aplicare hotărâri definitive ale instanțelor. Vreau să vă spun că românii din diaspora au dreptul la vot ca și românii din țară. Românii din diaspora nu sunt, așa cum spunea ministrul rus. Dacă au un asemenea vocabular, să-l folosească ei între ei la guvern. Într-un fel de solidaritate cu colegii noștri din Parlament, care susțin cauza diasporei, a celor 3-4 milioane de cetățeni români care își desfășoară activitatea acolo și care sunt jigniți în fiecare zi de acțiunile sau declarațiile membrilor guvernului Ponta. E voința, până la urmă, a poporului român, cred eu, de a nu ne lăsa bagiocoriți, da? Dar nu ne lăsa bagiocoriți de tot felul de politruci, dar nu ne face soțiile, mamele temiri cine, cum l-a făcut ministrul rus, copiii golani și așa mai departe. Deci avem nevoie și noi de normalitate, de legi sănătoase, avem nevoie de viitor, nu? Protestatarii PNL au rezistat doar o oră din cele trei pentru care primiseră aprobare la proteste. La ora 12, grupul s-a dispersat ușor. Căldură mare, 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 soarele arde tare, tare. Noi nu suntem la mare, mare, suntem cu ai noștri la grătare. Căldură mare, 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 soarele arde tare, tare. Noi nu suntem la mare, mare, suntem cu ai noștri la grătare.